variază și pot ajunge la peste 1000 de lei metrul cub. De asemenea, se pare că ordonanța care plafonează prețul unui metru cub la 400 de lei se referă doar la anumite specii de lemn. Iașul va trece iarna cu bine, sau cel puțin asta spun reprezentanții direcției silvice. Cele 8 ocoale silvice din județul Iași dispun de mai multe depozite și platforme, unde sunt stocuri de masă lemnoasă pentru încălzire de aproximativ 10.000 de metri cubi. În curs de recoltare ar mai fi încă aproximativ 30.000 de metri cubi. Până acum noi anual ce vindeam la populație e o medie undeva între 60.000 și 65.000 de metri cubi, care îl valorificam la populație. Noi ca și direcție silvică, care vă pot spune așa, din volumul de lemn de care se exploatează cota care este a direcției silvice pe an, noi exploatăm undeva la 35%. Restul de 65% este masă lemnoasă pe care o valorificăm prin licitații ca masă lemnoasă pe picior și pe care o exploatează și o valorifică diverse agenții economici. De asemenea, județul Iași se alimentează cu lemne și din județele vecine, care dispun de un fond forestier mai mare. De la ocoalele silvice, prețul lemnului pornește de la 40 de lei pe metrul cub de conifere și poate ajunge la 250 de lei pentru foioase. Noi, ca și direcție silvice, județul Iași, din pădurile de stat și administrăm, avem cam 65%. Restul, 35% sunt suprafețe de fond forestier, proprietate privată. Având în vedere că populația la nivelul de județ de Iași este destul de mare și cererea este mare, că citeam undeva că totuși la ora actuală în mediul rural cam 80-85% din populație se încălzește cu lemne. Mai avem masă lemnoasă care se aduce din județele vecine, cum este Suceava, Neamțu, care ei au cantități mult mai mari de masă lemnoasă decât are Iașu și o valorific în zona Iașu. Cu o săptămână în urmă, guvernul a emis o ordonanță de urgență prin care a limitat prețul de vânzare al lemnului de foc. Prețurile finale facturate se plafonează la maximum 400 de lei metrul cub, cu TVA inclus pentru lemne de foc și rumeguș. Pentru alte categorii de produse,